Cred că un profesor sunt fiertul. Vreau să vă spun că avem prieteni care ne urmăresc, că sunt nebuniți, probabil colegii ai voastre sau din altă parte, nu știm exact, dar și mesaje și telefon am primit astăzi. Geometrie, da? Da, da. Gata, pornim. Aria unui drum dreptunghic. Deci ce problemă? Problema 2. Test? Testul 3, problema 2. Test? 3. Problema 2. Pe 2. De pagina 147. Dar e în altă culegere, domnul profesor. 147. Da. Altă culegere. Așa. Am trecut la alta. Aria unui drum dreptunghic este 32 radical din 3. Deci, în ipoteză, aria triunghiului ABC este 32 radical din 3. Ipotenuza este 16. BC. Centimetri pătrat. Măsura lui A egal cu 90 de grade, da? Spune că triunghiul dreptunghi. BC, ipotenuza? 16 centimetri. Nu se aude? Voi? Alo. Alo, bună, Andreea. Sunt Mihaela, mama mea, de la Prof Online. Vreau să te întreb dacă vrei să vii la pregătire. Da, să știi că nu faceți. Nu, mâine dacă vrei, pentru că au ăștia de-a șaptea test și domn profesor a și întârziat un pic și ne aducem noi, da? L-am anunțat și pe Cosmin și am zis să zic și ție ca să nu... Da? Bine, Andreea, vă pa. Vrea să vină domn profesor? Hai, lasă. Știm aria A, B, C. Știm aria, știm pe BC. Și trebuie să aflăm catetele. Putem, dacă ducem o lățime, să aflăm pe AD. Da. Deci, iată, am dus în lățimea. Îl aflăm pe AD, că avem aria și are egal cu baza în lățimea și la 2. Bun. Și aflăm pe AD. Și să ne facem planul, la cine va folosi AD-ul. Și ne oprim. Bine. Hai să mai vedem, mai facem un pas. Odată aria e baza obligațiunea asta, odată aria într-un drum de vreunic e... Ce e de la un... AB pe 2. Așa. Nu ne ajută. Mai avem o formulă? Da. Idei, vorba domnului profesor. Idei. Cine le-a catetele și cu ipotenuza? Mai știi vreo teoremă? Cateta și ipotenuza, cosinus și sinus. Nu, catetele legate cu ipotenuza. Unde, când, ce fel? Teorema catetei. Teorema catetei, dacă aș ști da. Proiecția, n-am. A Pitagora. Deci facem o relație cu Pitagora, în care intră catetele, pe ele trebuie să le aflăm. Uh-huh. Și mai facem o relație în care folosim aria. Gata problema. Două relații și termină problema. Nu merge? Deci nu merge. Da, merge? Hai să vedem. Să vedem, să încercăm. Deci, demonstrație. Fără AD. Aria. Pentru unghiul ABC. Deci, ce spunem? Aria triunghiului A, B, C, egal cu cateta 1 ori cateta 2 pe 2, da? Și egal cu cine spune problema? Are, știu, de 32,7, 32
radical din 30. Da. Deci iată că am o relație C1 ori C2 egal cu 64 radical din 30. O primă relație. Și cea de-a doua e Pitagora. Cateta 1 la pătrat plus cateta 2 la pătrat egal cu ipotenuza la pătrat. S-o scrie. Deci, A ce pătrat sau cum facem? C1. C1, am plecat da, așa. Exact. C1 pătrat plus C2 pătrat egal cu ipotenuza la pătrat, adică 16 la pătrat. Și dedesubt C1 ori C2 este egal cu 64 radical din 3. Bun. Și gata problema. Ne ducem pe ea cu toată convingerea. Cum? Adunăm istoria? Calculăm. Așa face. Minunat, suntem clasa 7-a, da? Și eu aș face de acolo, wow! Faptul că aveți aici C1 pătrat plus C2 pătrat, și aici e C1 ori C2, ce vă vine în minte? Eu aș face din nou. Mi-ar trebui 2 C1 C2. Da. Mulțumesc cu 2 și adun. Corect, am din nou. Da? Deci mulțim, mulțim cu 2. Și atunci devine echivalent C1 pătrat plus C2 pătrat, lăsăm așa, egal cu 256. Așa este, da? Da, da. Și 2 C1 C2 egal cu 128 radical din 3. Trag linii și le adun. Și lăsăm C1 plus C2 totul la pătrat. E deja binomul, că ne-am adunat. E ai și de 2 C1 C2 egal cu 256 plus 128 radical din 3. Da. De unde C1 plus C2 de aici C1 plus C2 este egal cu radical din radical din toată povestea aceea, da? Radical din 256 plus 128 radical din 3. Hai să văd dacă păi, poți scoate ceva în factor comun. 128 ăla. 128 merge, da? Da. Exact. Egal mai departe cu 128 pe lângă 2 plus radical din 128 pe lângă 2 plus radical din 3. Și egal mai departe, o să zic, cu radicalul 128, cât să fie el? Radical 128, 28 egal. 64. E 2 la a câta? 64, 2. 2 la a 2. 8 radical din 2. Da. E 2 la a? 8. Dar nu e 2 la ceva, e 8. Da, da, 8 e, da, e 8 la a doua, fiind 64, 2. 64, 2, da? Da, 8 radical din 2. Și este foarte bine. Deci 8? 8. Radical din 2 pe lângă, 2 plus radical din 3. Bun. Și acum nu lăsăm așa, că suntem mutați la 7-a, nu ne plac radicalii suprapuși. Da? Deci finisăm calculul. Și eu am zis că este egal cu 2 radical din 3 pe lângă radical din 2 plus radical din 3, pe care îl aranjez. 2 plus radical din 3. Lucrez. C-ul este A la pătrat minus B. 4 minus 3, 1. Și atunci vine A plus C pe 2. Plus... plus din cauza că am plus aici. Da, plus radical din A minus C pe 2. Exact. Și o zicem egal mai departe cu 2 radical din 2 pe lângă radical din A 2 plus 1. 1 supra 2 plus radical din 2 minus 1 pe 2. Și egal cu 2 radical din 2 pe lângă radical din 3 pe 2, radical din 2, nu? Da, da, da. 3 pe 2, da. Radical din 3 pe radical din 2, adică plus 1 radical din 1 pe radical din 2. Adică am să lungesc radicalul și zic aici plus 1. Da. Și se vede radical din 2 cu radical 2 se simplifică și va face 2 pe lângă, deci 2 pe lângă, radical din 3 plus 1. Bun. Iată, ăsta este C1 plus C2. Să scriu și eu deocamdată, am o legătură C1 plus C2.
este egal cu 2 pe lângă radical din 3 plus 1. Radical din 3 plus 1. Și mai am că C1 ori C2. Da, egal cu 64 radical din 3. C1 ori C2 egal cu 64 radical din 3. Radical din 3. E un sistem de două relații. Poate pe C1 înlocuim în cealaltă. Sigur că asta e manevra pe care încercăm să o facem. Nu? Este un sistem de două cu două. Scoatem pe C1 din prima, să zic. Și vine... acolo când aveam C1 ori C2 egal cu 28, trei caracteri, putem să-l scoatem pe C1. Ba da, putem să scoatem, cum să nu? Da, dar am făcut chestia asta. Putem să scoatem pe C1 de aici. C1 exact. Le ducem sus, ridicăm la pătrat, da, exact. Facem... Dar era ceva la pătrat, era pătrat, a fost ceva de gradul 4. Mai greu. Și merge mai dificil. Scoate mai așadar, greu. Manevra făcută aici mă duce, coboară nivelul de lucru. Da? Că o să vedem, cred că să rămân ceva la din gradul 2. Să vedem acum. Deci, deci C1 o să fie 2 pe lângă radical din 3 plus 1 minus C2 și înlocuim în a doua, nu? Da. Deci C1 este 2 pe lângă radical din 3 plus 1 minus C2, așa este? Da, da, da. Și cu C1 viu și, voi veni aici, voi avea C1, adică C2, să zic, da. C2 pe lângă, uh-huh. Paranteză dreaptă, 2 pe lângă radical din 3 plus 1 minus C2, așa, egal cu 64 radical din 3. Corect. Și acum din C2 totul. Și apare o ecuație, o relație numai în C2 și va veni cine? C2 pe lângă toată chestia asta, minus C2 pătrat. Am scris mai întâi minus C2 pătrat. Da? Da. Plus C2 pe lângă... 2C2 pe lângă radical. 2C2 pe lângă radical din 3 plus 1. Plus 1, corect. Minus 64 uh-huh. Radical din 3. Egal cu... Zero. Și acum înmulțim totul cu minus 1. C2 la pătrat. C2 pătrat minus 2C2 pe lângă radical din 3 plus 1 plus 64 pe radical din 3 egal cu 0. Iată, aceasta este relația, ecuația asta, necunoscută fiind C2. Visăm. Dacă e binom, dacă e binom. O să visăm. Dacă visăm, e binom, visăm la un binom la pătrat. Partea a doua e radical, nu, e cât? E 2 radical din 3 plus 2. Partea deci partea a doua, am de două ori C2. A, da, două ori C2. Așa înseamnă că nu mai e radical din 3 plus 1. Radical din 3 plus 1 este partea a doua, da? Da, și ăla dacă ridicăm la pătrat, se dă 64 radical din 3. Nu, da. Nu, da. Mai îndrăznim un cu pas. Poate ceva la a doua minus la a doua, acolo, când lucrăm. Să fie o diferență de două pătrate, să facă un produs de factori. Ne ducem cu mintea mai departe. Adică după ce facem binomul, construim noi binomul. Noi îl facem cum vrem noi. Cum avem noi nevoie, cum știm foarte bine să facem un binom. Și poate vine minus la ceva la pătrat. Așa și facem. Așa procedăm, da? Da? Uite așa, C2 la a doua. Sau C2. C2. Minus. Dar nu știm partea a doua, domnule. Păi, păi, eu știu. A, o punem pe aia, da. Minus radical din 3 plus 1. Cred deci așa va fi, da? Da. Neapărat așa o să fie. Deci minus radical din 3 plus 1. Plus 1. Da, asta trebuie într-o paranteză rotundă și așa face ca să fie totul la pătrat. Da. Asta m-a donat noi partea a doua, da? Da, da, da. Plus 64 radical din 3 minus partea a doua care am pus-o noi. Da, 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 aici. Am pus-o radical din 3. Da? Trebuie să recunoaștem asta. Da, da. Minus radical din 3 plus 1, totul la pătrat aici, da? Da. Egal cu 0. Echivalent cu... Să vedem ce înseamnă radical din 3 plus 1 la pătrat. Să vedem ce înseamnă lucrând acolo, da? Da. Ah. O să fie radical din 3 la pătrat. 3 plus 2 radical din 3. Deci o să avem C2 minus, în paranteză, radical din 3 plus 1, totul la pătrat, într-o paranteză dreaptă, plus 64 radical din 3,
minus prima la pătrat 3 și cu a doua la pătrat 3 și cu 1, 4. Deci vine minus 4 și minus B radical din 3. Egal cu 0. Echivalentul. Iată ce vom avea. C2 minus radical din 3 plus 1 la pătrat plus 64 radical din 3 minus 4 minus 2 radical din 3 62 radical din 3 minus 4 egal cu 0. Testul nostru nu prea s-a împlinit. Știi de ce? Eu vreau să fie ceva, minus ceva la a doua. Vreau să fie minus la a doua ca să pot face diferența de două pătrate. N-am mers. Înseamnă că ori avem o greșeală în noi. Visăm toți și în bătaie de joc, dar știi că asta e la matematică. Visatul ăsta este construcția ideii de lucru. Da? Bine, calculul poate am greșit noi, dar ca idee, cum s-a rezolvat problema asta, așa trebuie să plece. Asta e șansa mea în timpul de față, pentru că având aria, văd aria ca teta 1, ca teta 2 pe 2. Corect. Nu, da. Nu mergem pe baza ori înălțimea. Păi, baza ori înălțimea... O aflat înălțimea și nu mai mergea. Păi da, te lucrezi la înălțime. Da. Odată știută înălțimea, mai poți zice că înălțimea la pătrat egal cu produsul segmentelor determinate de ea. Și mai ai turmă că cele două segmente adunate fac pe 16. Atât. Deci ar merge și varianta aceea. Ar merge și așa? Că dacă ai pe asta și pe unul pe CD, o poți afla pe AC și respectiv pe AB. Deci puteai să avansezi. Deci dacă ai aflat-o pe AD, Miruna, scrie teorema înălțimii, înălțimea la pătrat egal cu produsul segmentelor determinate de AP ipotenuză, adică A de pătrat egal cu CD ori D, da. B. Că niciunul nu știa, dar ele adunate fac BC. Fac BC și iarăși te duci într-o relație. Da. Eu mai am o întrebare, domn profesor. Dacă triunghiul este așa, așa este înălțimea, în triunghiul A, C, D este asemenea cu triunghiul A, D, B? A, C, D cu A, D, B? Păi... A unghiul de 90. De ce? Să spunem sigur că este așa. Sunt asemenea. Miruna mă întreabă de ce unghiul din A e congruent cu unghiul din B. De ce unghiul ăsta de aici, Miruna, da, e cât ăsta, da? Păi avem ADC cu ABC și avem unghiul de 90. Cu ABC vrei tu? Da. Cu ABC, că avem CAB de 90. Da, deci... Am plecat stai puțin. CAB și cu... Ea vrea între triunghiuri asemenea, ea vrea că... Dar să lămurim pe asta, mama a pus o întrebare, hai să lămurim. De ce unghiul ăsta e cât asta? Și am întrebat asta, că de ce? Păi unghiul ăsta, 1 și cu 2, fac 90 de grade. Da. Dar și ăsta de aici și cu 2 fac tot 90 de grade. Și atunci așa... Pentru că triunghiul dreptunghic mare, nu? E clipă de care... De ăsta e motivul pentru care unghiul ăsta e cât asta de aici. Da? Și dacă ăsta de aici e cât ăsta așa, atunci e limpede că triunghiul ACD va fi cât ADB. Că au triunghiuri dreptunghice și au câte un unghi congruent, e clar că sunt... Și așa se demonstrează teorema înălțimii. Triunghiul ăsta micuț ACD cu ADB sunt asemenea, scriu raportul de asemănare, și proporționalitatea respectivă mă duce și am scris și teorema înălțimii. Și mai are o întrebare. Te rog. Care e teorema bisectoarei? Nu mai știi teorema bisectoare. Tu mai știi? Mai știi și eu, da? Bine. Și-a scos formulele și asta nu găsești. Nu găsești. A, lăsați. Mai tu? Ah, Pinet. Pinet nu s-o dă. Hai să vedem, să o demonstrăm, măi. Că noi am făcut ce face? Că avem 10, domn profesor, multe. Da. Ce se întâmplă cu bisectoarea unui unghi? Bisectoarea, când o ducem, eu știu că bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente, da? Unghiul ăsta e cât ăsta, da? Surpriza mare este că
în parte și latura opusă, sunt două segmente. Iată segmentul ăsta și segmentul celălalt. Și ciudat că ăsta e mai mic, ăsta e mai mare. Așa. Și latura asta e mai mică și latura alta e mai mare. Așa. Deci înseamnă că sectoarea în parte latura opusă, sunt două bucăți, sunt două segmente proporționale cu laturile a, care formează da, în unghiul. Da, pe BC da? Sunt... Da. Ar fi... Noi trebuie să aflăm segmentul ăsta al bisectoarei, știți? Din A, L, sau A, C, A, B, A, D. C egal cu B, D. Deci, B, D, da? Da, egal cu B, D, pe D, C. Deci A, B, pe A, C egal cu B, D, pe D, C. Dar zicem invers, B, D, pe D, C egal cu A, B, supra C. Da. Câte, o, dacă erai atent, o știai. Exact. Învățai de aici la mine. El a băgut atât și știi că m-a trimis la prof online. Da? Am intrat pe nece, ascultă la un psicolog și m-a trimis la... Ce, că m-a trimis la prof online? Ce faci aici? Pe tine am ajuns. Google zice, băi, dar tu ai greu, te ești cu prof online din direct? Nu se mă întreb pe el, mă întreb pe mine. Ce faci aici? Da? E tare, de tot. E o întrebare, un comentariu. Da. Deci te-ai lămurit cu teorema bisectoare? Deci, bisectoarea împarte latura opusă în două segmente proporționale. Nu egale. Proporționale. Ci proporționale cu laturile care formează unghiul acela. A cărei bisectoare o duci tu. Da? Și ea se demonstrează cum? Dacă eu prelungesc așa, duc o paralelă pe aici, de-aia eu tot insist. Băi, țineți minte și demonstrațiile. E tare frumos. Dar știți cum în test ei nu mai au răbdare, ei vor atunci să-i păi, zici. Păi acolo, ca să rămână în minte chestia asta, uite și pe mine mă poate încerca un moment de derută, da? Cu, de unde vine formula? Vă spun la trigonometrie și ți amintești, iar la trigonometrie atâtea pai, formule pe... acolo. Așa. E o panică totală pentru toți elevii. Când vorbim de trigonometrie, azi învață formulele mâliuite, ce e dezastru. Și eu am reușit să pun la punct o tehnologie încât de la prima formulă până la ultima tot se demonstrează. Mi se întâmplă să uit, dar n-am nicio treabă. O demonstrez repede. Știu de unde vine, cum se leagă și... Iată aici. Dacă am dus paralela asta, e chestie frumoasă. Vreau să vă și arăt. Când paralela așa, apare aici nu, secanta asta, și paralel e tăiat de o secantă, unghiul ăsta de aici e cât ăsta, ca fiind unghiul alterne, interne. Dar paralele acestea, pentru paralele acestea, și secanta asta, unghiul de aici e cât ăsta ca fiind unghiul corespondente. Da. Paralel e tăiat de o secantă, iată. Deci 1 cu 1, 2 cu 2. Dar 1 cu 2 e ca dus eu bisectoare. Da. Atunci unul cu doi, gata, congruente. Corect. Și triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este? A, B, I, S, M. Este isoscel. Și atunci M este cât A, B. Da. Ei, și acum fiind paralela A, D cu M, B, scriu raportul de proporționalitate, zic. Tales, ce zice? O paralelă dusă la M, D, B, împarte laturile triunghiului pe C, M și pe C, B, în două segmente proporționale și urmează CD supra DB egal cu CA supra AM. Dar în loc de AM eu zic AB. Corect. AM e egal cu AB. Și gata, ce era cu CK. Bun, domn profesor. Hai, Dragoș, sau cine vrea să-și avea? Dragoș, da. Nu avem problema asta. Da, ne întoarcem la problema asta. N-am terminat problema. Adică, nu le-ai ieșit. Nu le-ai ieșit. Dai idei cum pleci, hai să facem alta. CD, ODB, egal cu 48. CD ori DB egal cu 48. CD ori DB egal cu 48, că e aflat tot. Da, 4... Deci minuna spune așa. Aria este dată și baza ori înălțimea supra 2. Da. Da. Și am aflat asta 4 ca din 3. Șterg aici, da? Hai să șterg repede și să facem calcul. Să vedem pe partea asta. Că nu știu de ce l-am mers. Nu a fost vreo greșeală am la calcul. Mă voi întoarce și ne vom convinge. S-ar putea să fie și niște numere date aiurea din lumea de treaba. Știi, Miruna? Da, și aici sunt numere între lumele, 48 și 16. Atunci o să vedem îndată cum stau lucrurile. Dacă nici pe culoarul ăsta, nici varianta asta nu merge,
este semn că ceva nu e în regulă cu numerele date. Exact. Da? Și acum, hai să ne vedem exact. A, 3, 4, aia, ca din 3. Adică, să spunem că are anul ea, bă, că... Are anul ABC egal cu... Bă, bă, că o readă, tu doi. Da. Am așa. Da, și trebuie să spun că A, 2, 4, aia, ca din 3. Deci, spunem că Aria, Adi, dictează-mi tu. Aria triunghiului ABC. Aria triunghiului ABC. Egal cu BC. Ori AD. Și echivalentul. Cum are o știu? Aria prejură. 2 radical din 3. Da. Egal cu BC 16. Egal cu 16 ori AD. Pe 2. Și a 16 cu 2 simplificăm și face 8. 8. Și de aici nu te cade. Va fi egal cu 4 radical din 3. 32. Da? Da. 4 radical din 3. Da, împărțim din 8. 4 radical din 3. Bun. Și atunci, aplicăm teorema bisectoare și vine A de pătrat. Și teorema bisectoare? Da. Înălțime. Teorema înălțimii. Înălțime. Da, teorema înălțimii. A de pătrat. Egal cu C de ori de B. Ori de B. Echivalent cu AD, 4 radical din 3, 4 radical din 3 la pătrat. Cât de nu știm. CD ori DB. Dar echivalent, hai să ridicăm la pătrat, 16 ori 3, 48, nu? Da. Adică CD ori DB. CD ori DB. B egal cu 48. Și CD plus DB egal cu 16. CD plus DB egal cu 16. Și de aici acum face. Și de aici acum. Păi tot așa trebuie să scoatem. Da? Trebuie să scoatem. Scoatem pe una. CD egal cu 16 minus DB. CD egal cu 16 minus DB. CD, deci de aici rezultă CD. Egal cu 16 minus DB. Avem 16 minus DB ori DB. Da. 16 minus DB. Ori DB. Egal cu 48. Ori DB. Egal cu 48. Da. 16 BD minus DB la a doua. 16 DB minus DB la a doua. Egal minus 48. Deci una egal 0. Da. Mulțim cu DB la a doua. Mulțim cu minus 1 și vine DB la a doua. Ca să deci, ca să mă gândesc pe pătratul, perfect. Să fie cu plus. Să fie cu plus. Și așa dacă îl facem pătratul. Hai să vedem. Nu știi? De, ai alte idei? Uh-huh. Păi uite, de pe pătrat, eu deodată mă duc spre pătrat perfect, n-am minus 16 DB. Minus 16 DB. Plus 48. Plus 48 egal cu 0. Și... 2 ori DB ori 8. Deci o zicem, am 2 ori, de, da. 2 ori DB ori 8. Ori 8. Da? 8 e deci zicem, doua. DB pătrat minus 2 ori DB ori 8, plus 64, da. Nu 64. 64 minus 64, plus 48, egal cu 0. Echivalent cu DB, facem acum pătratul perfect, DB minus 8, la pătrat. Totul la pătrat, minus, acolo de 16. 16, adică da? 4 la 2. Da, 16, 4 la 2. Egal cu 0. Am bafta aici, merge treaba da. Foarte și bine. Și am apus vetră în doamne. Deci tu ne luat la calcul și da, acolo da, să-ți da, neapărat. Și acum, am Iruna, am apus vetră. Cel la va minus altceva la pătrat înseamnă prima minus 4, pentru că prima plus 4, da? DB minus 8 minus 4, totul pe lângă DB minus 8 plus 4, egal cu 0. De aici, un produs DB egal 0, pe rând fiecare cu 6 să fie 0. Da. Deci vine DB minus 12. Minus 12, totul pe lângă DB minus 4, egal cu 0. Deci rezultă o dată DB egal cu 12 și DB celălaltă egal cu 4. Deci vedem, avem 12 și 4, două variante a lui DB. Și acum mergem pe DB. Varianta întâi, DB egal cu 12,
atunci rezultă că CD completează până la 16. CD va fi 4. CD va fi egal cu 4. De fapt, cele două soluții sunt. Exact. Da. Deci una CD. E clar, una e 12 și una e 4. Bun, deci exact. Până să aflăm AC și AB, înseamnă că avem 4 cazuri acum. Pentru AC și AB, nu doar unul. Păi, Miruna, dacă mergem, dacă DB merge 12 și CD e 4, nu? Da, o să aflăm pe... Aflăm pe AC. AC. Teorema lui deci, DB-ul, câte, asta e DB-ul, merge 12 aici, da? Nu, AKT-ul facem. Și asta 4. 4. Da. Să aminte AC la pătrat. AB pătrat. AB la pătrat. AB pătrat egal cu cine? DB. DB. Ori poate ipotenuza, ori BC. Haide, mai amintiți-vă la catete. Da. Deci o catetă la pătrat da. Egal cu produsul dintre proiecte. Ipotenuză și proiecția. Adică 2 pătrat. Și AB pătrat egal cu? Deci vine AB pătrat. 12 ori 16. Facem o mulțire de bine. Și... Și AB va fi radical din? Pe caietul. Da? AB va fi egal cu 4, iese de la 16. 192. 192. 43. Iese 4 aici. 8 radical din 3. Mai iese un 2. 8, da. 2. 8 radical din 3. 8 radical din 3. E AB 8 radical din 3. Și atunci... Și cealaltă, AC, da, va fi? Pătrat, va fi... AC pătrat CD va fi orice va fi 16 la pătrat, 16 ori 4. 16 ori 4. Corect. Și atunci AC simplu 8, este egal? 8, 8. 8. 8. 1 e 8 și 1 e 8 radical din 3. Da. Nu zice, asta e variantă. Și la sfârșit nu zice care e AB, care e AC. Se zice una o să fie 8 și una 8 radical din 3. Păi... Dacă le înlocuim, invers, se întâmplă... Invers, 8 și 8 radical din 3, dar o să dea AB 8 și AC 8 radical din 3, știi? Da, deci catetele sunt aceleași, numai că depinde cum am notat-o. Nu e... Asta e simplu. 8 și 8 radical din 3, deci așa autorul spune. Da. 8 și 8 radical din 3 nu sunt variante... Dar și nu sunt variante... 4 variante, cum ne gândeam, pentru că se comută. Deci când avem doar o latură și ne mai dă aria, asta facem. Ne ducem pe... Deci, iată, când ți se dă aria și ipotenuza a fost aici. Da. Aria și ipotenuza. Afli înălțimea. Afli înălțimea și totul merge foarte bine. Eu am visat problema de aseară. Voi ați visat la ea? Care? Și frumoasă a fost aceea în care... Numai la ea ne-am gândit. Și când mâncam și așa... Eu am avut test la română astăzi, după aceea vinde acasă, vezi cu matematica, mai iar da. Mâinii stres, da. Test la da. Matematică, după aceea la engleză, ei sunt... Doamne, ce școală! Vezi cum e la interesant? Lasă-mă că marți ți-am dat noi la istorie, la mate la și istorie. La biologie. Da, mă, dar îi dau la mate română. Română, mate, engleză. Da. Vreau să zic că problema aceea în care unghiul era de 15 grade și am găsit noi formula... Da. Că aria egal cu ipotenuza la pătrat. Dar eu nu știu ce, doar n-am găsit-o noi. Aia adică este o formulă. Este, numai că nu a dat-o provo. Numai că nu există ea. Băi, e a noastră, că am descoperit-o asta noi. Asta zice și voi, dar n-am descoperit-o noi, că nu mai există în literatura matematică. Voi, dar... O fie există. Păi foarte multe lucruri sunt. Dar pentru noi este o realizare că am făcut-o, am găsit-o noi. Ia și-o notată pe lista de formule. Da, pe tocmai, este un lucru foarte important. Frumos, deosebit de frumos. Deci de aceea trebuie să avem starea de bine când descoperi câte ceva. Da. Și tot ipotenuza se dădea și unghia scuțit. Asta e, ipotenuza și unghia scuțit. Aici se ți-a dat aria. Da? Deci e foarte tare. Haide să se știu. Dragoș, cine vrea să șteargă? Eu am șters-o până acum. Hai, Dragoș. Hai că ștergi, văd eu când aveți. Bă, dar ești tu și ștergi. Lasă-mă, la școală, să vezi ce faci, ce fac ți la școală. Da, ce faci la școală. Ești bărbat, Dragoș. Haideți că avem la... Băi, bă, și i-am tot din drum pe băieții ăștia. Haideți să lucrăm, mai copii, mai cu viață. Deci aici, Miruna, ai avut inițiativă. Tu te-ai dus pe teoria înălțimii?
S-a dus pe teren, n-a făcut, da, exact. Terenul nației și bine, dar vrea să venim la dumneavoastră, lucrase două teste, era al treilea deja. Am înțeles, am înțeles. Dar vrea să venim și să o fi. Important este să, pe o inițiativă, dacă o ai, să te duci sau să o urmărești. N-avea rost să te oprești. Odată înălțimea știută, te duci și experiența asta trebuie să o ai. Și sigur a fost frumos și interesant mai departe când am lucrat și am avut pătratele perfecte. A fost calcul algebric, rezolvarea acelui sistem. E un sistem ăla, da? De două cu două. Problema 3. Da. P3. Pe laturile A, B și AD ale pătratului ABCD, în ipoteză ABCD pătrat. A, B, C, D. Pătrat. Pătrat. Deci pe laturile AB și AD construim în exterior, construim în exterior pe AB și AD, D. Construim în exterior triunghiurile dreptunghice ABE. Triunghiuri dreptunghice ABE. AB. E. Și A, D, F. Și triunghiul A, D, F. De ipotenuze B, E și D, F. B, E. D, F, ipotenuză. Ipotenuză la primul triunghi. Astfel încât B, E la primul triunghi. B, E la primul ipotenuză și D, F la al doilea. Și D, F la cel de al doilea. Astfel încât, deci așa construim triunghiurile de dreptunghi. Astfel încât AC să fie egal cu AE. AC egal cu AE. Egal cu AE. Egal cu AE. În concluzie, să demonstrăm. Amic, arătați că BE este egal cu DF. Da. Bine, demonstrați că BDFE trapezii soscel. BDFE trapezii soscel. Trapezii soscel. Ce mic? Arătați că înălțimea trapezului, da, H la trapez, are aceeași lungime cu linia sa mijlocie. Înălțimea este egală cu linia mijlocie. Deci arătăm că înălțimea e egală cu linia mijlocie, da? Hai să zicem acolo A' sau, da? A' egal cu MN. MN linie mijlocie. Desenăm noi, acum și vedem, nu? Mijlocie. Și A prim înălțime, da? Acolo A, B și AD. Unde? A, B și AD, A, B, C de pătrat, A, B și AD. Pe laturile A, B și AD construim triunghiul de... Pe A, B și pe AD. Da, construim. Să vedem un pătrat. Așa am înțeles, nu? Da. Deci avem un pătrat. A, B, C, D. În exterior construim pe A, B triunghiul dreptunghic A, B, E, cu B, E, ipotenuză. Deci B, E să fie ipotenuză înseamnă că dacă așa zice, așa facem. Așa facem. AB și acum îl prelungim până unești, că trebuie să avem un drept. Da, da. Triunghi dreptunghi și isoscel cumva? Dreptunghi. Mai dreptunghi. Dar mai spune că AC știi cât AE. AC cât AE. AC, diagonala. Da, cât AE. Cât AE. Da. Deci asta de aici o duc cât e diagonala de mare. Vedeți că am această chestie. Da. AC cât AE. Și unesc acum pe ele nu sunt paralele. N-am luat destul de mare. Deci de aici se vede bine. Da, se vede bine. Se vedeau paralele. Se vedeau paralele, nu trebuie să fie paralele. Nu? A. Tocmai asta remarc. Nu trebuie să fie paralele pentru că n-au cum să fie paralele. Aha. Asta de aici e cât asta. Așa. Atât. Bun. Și pe AD construim acum. AD. Pe AD. ADF. Cu DF. AE cât am F. Pe DF. Deci unesc, prelungesc.
A, F, cât A, E. Și cât A, C. Și cât A, C. A, F. De fapt, dacă A, F e cât A, C, cine să fie DF. DF să fie ipotenuză. Nu-i bine. Nu-i bine? Nu. Că zice DF să fie ipotenuză. Cum spui DF? Adică să luăm așa unul de. Uite, așa de da? DF. Uite, care e. Adică AC, cât A e și cât A F. Da. Da. Cât A e, cât A. Am dat avionul meu. Așa. Deci asta, cât asta. Și cât A e. Da. Da, nu a e și drumul. Asta știm. Pătrat și triunghiul dreptunghic. Deci e un pătrat și triunghiurile cele dreptunghice, în care una din laturi e diagonala pătratului. Corect. Și dacă notăm cu L latura pătratului, diagonala este L radical din 2. Deci asta este L radical din 2. L radical din 2. Știți de ce? Că L pătrat plus pătrat egal cu diagonala pătrat. Și diagonala este L radical din 2. Deci, iată că asta e L radical din 2, asta este L radical din 2. Și AC. Și AC. A, C. C. Diagonala pătratului. E L radical din 2. Păi de ce? Păi faci Pitagora acolo. L, notăm cu L, minuna, la gura pătratului. L, L. Și L pătrat plus L pătrat face ipotenuza la pătrat. 2L pătrat egal cu diagonala, unde L, unde diagonala va fi, este L, L radical din 2. Deci, asta, ăsta e motivul pentru care se întâmplă asta. Trebuie să arătăm că B e, da. B e, e cât DF. E cât DF. Păi unim, unim B e cu F și B cu D. Nu, este pentru că A, F e L radical din 2, A, D e L. Teorema lui Pitagora, E, A, ori aflăm Pitagora, ori dacă triunghiurile sunt congruente. Triunghiul E, A, B și cu F, A, D, congruente, pentru că sunt dreptunghice, au catetă, catetă. Și da? Da. Banal. Exact. Deci D, F va fi cât? Cu nimic F, F, E. B, D, F, E. Da, ăsta. Așa. Dar altă diagonală e. E o bază. Da. Cu fuie. Deci să arătăm că acesta este un trapez isosceal. Păi noi avem că BD e tot L radical din 2. BD tot L radical din 2, da. Da. Dar avem diagonale. Sunt perpendiculare. Diagonale sunt, da, nu știu, că trebuie trapez isosceal. Și cum arăți cu... Dar pe cel că ar trebui F să fie paralel cu DB și F2 egal cu EB. Avem deja cu F2 egal cu EB. FD cu EB le-am arătat că sunt egale, laturile neparalele sunt astea. Da. DB să arătăm că e paralel cu FE. Să arătăm că FD nu e paralel cu EB. Și FD nu e paralel cu EB? Deci ar sunt așa. De acord. Da, vom arăta. Hai să arătăm paralelismul mai întâi. Păi, visăm. Visăm, auzi, Tudor, visăm, mă. Asta e visă. Auzi, ce problemă, numai elicopteri. Da. Numai elicopteri. Hai să visăm la ceea ce înseamnă șansa de a o rezolva. Adică, stau și mă întreb.
unghiul de restanț, câte grade ar avea? Dacă unghiul ăsta ar fi cât ăsta, atunci astea două ar fi surprinse de asta ca o secantă. Și l-ar obliga să fie paralele în calitate de unghiuri alterni interne. Dacă arată discongruente, le-ar vedea, gata. Dacă arată discongruente, e perfectă problema. Ia să arată discongruente. Păi avem că AD egal cu AF. AD egal cu AF. AD cu AF. Nu. AD IL. Asta e unul radical în 2. Ce avem într-un ghiul ăla ca să fie unul radical în 2? DB. Sau A, D, B egal cu F, A. Dar de ce să te duci așa, Vermirona? În triunghiul D, A, B, ce fel de triunghi este D, A, B? Dreptunghi. Și chiar isoscel. Da. Și atunci unghiul ăsta de câte grade este? 45. Dar triunghiul F, A, tot dreptunghi, isoscel. Deci avem 45, 90. Deci 45. 45 ăsta și 45 ăsta, iată-le de cele două triunghiuri. Sunt congruente și că obligă pe ăsta să fie paralele. Corect. Și cu asta... Dacă cu D, cu E, B, nu trebuie să fie paralele. Dacă sunt paralele, nu mai e trapez. Dacă ar fi și astea paralele, ar fi un dreptunghi. Da. Da? Păi putem zicem că... Sau paralogram ar fi cel mai corect. Da, F, D, A cu A, E, B, nu sunt congruente. Miruna, hai să arătăm că asta... Deci unghiul ăsta de aici nu e egal cu ăsta de aici. Că dacă ar fi ăsta, tăiate de secanta asta, dacă ar fi unghiurile congruente, le-ar obliga să fie paralele, da, nu? De secanta asta date. Să arătăm că nu e, corect. Păi nu e. Păi cum nu e? Nu e. Nu e, domn profesor. Nu este, nu? Nu e. De ce motiv? Păi hai să vedem. Aia acolo 90. Ăla... Păi F, D egal cu E, ăla nu este triunghi isoscel, dreptunghi isoscel, A, F, D. Nu-i. 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 Atunci ce vă facem așa? Păi e L radical de 2 și asta e L. Bun. F, luăm F, A, D cu A, E, B. Luăm triunghiurile F, A, D cu A, E, B. F, A, D cu? Cu A, E, B. Cu A, E, B. Sunt congruente astea, nu cam pe discuții. Da. Păi dacă sunt congruente, atunci A, F, D... Unghiul din F e congruent cu unghiul din E. E congruent cu unghiul din E. Și unghiul... F cu ăsta din E. Da, da. Ăsta nu-i soscel, că avem radical de 2 și nu sunt... Deci unghiul ăsta e venit din 45 de grade, Miruna. Da. Ăsta e venit din 45 de grade și povestea este rezolvată. Adică venit decât ălaltul, pentru că într-un triunghi, la latura mai mare, cum este A, F, îi se cuprinde unghiul mai mare. Da? Corect. La latura A, D mai mică, îi se opune unghiul mai mic. Deci, și H egal cu linia mijlocie. A prim, ați notat, stați puțin ce era. A, înălțimea egală cu linia mijlocie a trapezului. Care e înălțimea a trapezului? Păi, înălțimea trapezului ar fi perpendiculară din B sau din D pe... A, F, D. F, E, da? F, D, F, E. Nu-i F, D. Cum F, D, F? Cum e? E. F, D, F, E. Dar ce, F, D, perpendicular pe E? Nu. N-am spus că nu, sunt laturile, sunt neparalele. Deci înălțimea în trapez care-i? Din D, ducem neva, pică pe aici până. A, aia e înălțimea. Asta. Asta. Deci, D, D, 1. Da. Bun. D, D, 1 e egală cu linia mijlocie din trapez, după vezi. Adică... Păi da, da, linia, înălțimea în trapez o să fie e paralelă, cred că, cu EB. Nu, domn profesor? Și acolo e un, cred că e un... Deci linia mijlocii ce înseamnă? Linia mijlocii o ducem prin... Unește mijloacele laturilor neparalele, da? Da, da. Neparalele. Și nu trece neapărat prin AU ăla acum la noi, nu? Sigur că da. Deci, Miruna, hai să vedem un trapez, da? Deci... Iată trapezul și atunci linia mijlocie a trapezului punește mijloacele laturilor neparalele. Și iată mijlocul aici și mijlocul aici. Da? Linia mijlocie. Și zicem că e câtă înălțime. Păi.
Idee. Ideile trebuie. Într-un pic de prim e înălțime. Miruna, hai să ne concentrăm pe linia mijlocie. Ce știți de linia mijlocie într-un trapez? Cu niște mijloace la două roturi. De acord. Că egal dar... cu... Baza mare plus baza mică? Baza, nu, baza așa. Mare plus... Baza mică supra 2. Exact. Semisuma bazilor. Da. E baza mare plus baza mică supra 2. Deci, cât privește lungimea ei a linii mijlocii, hai să spunem IM, IN, cum am spus mai devreme, MN este DB plus FE pe 2. Pe DB o știu că e radical din 2, diagonala. Da. Pe FE o pot afla că prin Pitagora e L radical din 2, L radical din 2 și pot afla pe FE. Foarte repede, da. Da. Și fac semisuma în stor 2 și o știu pe MN. O știu pe MN. Și am aflat. Și o aflăm și pe DD prim. Cum să o aflăm pe DD prim? Păi, știi pe D1E? Care? D1E. D1E? Nu știu. Păi avem trunghiul FEA e dreptunghic și avem râd radical din 2 și 2. FE. A. FE. A. E A, e dreptunghic, da. Trafăm pe fâie repede, am zis asta, da. Și... Fâie ne-a trebuit, am aflat-o mai devreme când ne-am zis, am făcut semisuma. Da. No? Fâie am avut-o, Andrei am avut... 2 L de fâie. O să vedem cât da. Important este să aflăm ce să aflăm. Pe D de prim, D de 1, suntem acum blocați, că n-am construit nimic pentru aflarea lui D de 1. Și fâie, știm câte? Am putea afla area triunghiului. Îl aflăm imediat, eu o să fie 2L. Iată ce vine mie în minte. Înălțimea D de 1 ăsta intră în area trapezului. În area, nu neapărat a trapezului, în area triunghiului E, D, da, F. Da, de dreptate. Și baza ori înălțimea? Dacă aș ști aria, baza o știu pe fâie. Da. Dacă aș avea aria din altul, pe altul aria argint. Pe două căi, cum aria, aria pe două căi. Căi pe dacă, că dacă aș fi triunghi dreptunghi, ești. Știm cât e FD? Da, profesor? Știm cât e FD? Da. Da, măi, ți-am mai spus ăla, că e 2L. O aflăm imediat. FD, știm cât e D? Da. E D. Știi câte-i? Păi da. Eu zic că da. L radical din 2 și cu L. Bun, știm E D, știm F D, știm F E, teorema lui Heron. Și-a făcut Maria lui F E D. Heron. Muncim prea mult. E baza, păi înălțimea. Baza, toată o știm. Și înălțimea eu nu știm. Unde e F D. E F D. Deci E F D, triunghi E F D, văzut. Aria din, pe două culoare. Odată stând pe baza ED și odată stând pe baza FE. Și de acolo am aflat pe DD1. Și DD1 știut, mână l-am aflat pe partea cealaltă și dacă ne dă același lucru, de aceeași lungime, am arătat de fapt că cele două sunt congruente. Este de muncă, da? Da. Mă, dar întâi și întâi ne construim ideea de lucru, pentru că dacă nu o finalizăm și nu surprindem pașii, n-am făcut nimic. Haideți să mai vedem încă o dată. Deci, de ce este vorba aici? B e că DF e o banalitate. Că B, DF e trapezii social? Am făcut. Am văzut, nu? Da. Paralelism aceea și a ieșit. Că A un prim cât mână, aici e mai mult de mână. La D de prim, da. D de prim, da. Aici, da? D de prim. Și așa aflăm pe D de prim și gata. Haideți pe mână, linia mijlocie, că mai repede. Da? Dă drum. Dar să terminați voi partea cealaltă. E simplu acolo. Voi, da? Bun. Zicem. Mână
este egal cu F plus DB pe 2. Deci mn este F plus DB pe 2. Ba, dar nu cu plus, ba, dar mare cu F. Nu, ok, dar o aflăm repede. Repede prin Pitagora? Da. L radical din 2 plus R la pătrat egal, da? L radical din 2 la pătrat plus L radical din 2 la pătrat și face 2L pătrat și cu 2L pătrat, 4L pătrat. De unde e F? Simplu. E F la pătrat, da. Să spune, da? Da. De unde e F simplu? 2L. Egal cu 2L. 2L. Iată că am și găsit, da? 2. Deci 2L. DB-ul o știm. Da, o știm. L radical din 2. Exact. Și atunci zicem că mn, continuăm aici, 2L plus L radical din 2 pe 2 și înseamnă L pe lângă. 2 plus radical din 2 pe 2 și am găsit-o pe mn. Hai să ne ducem area triunghiului E. Area triunghiului E, F, D. Egal, da, odată cu E, D. Da. E, D. Ori F, A. Ori F, A. Pe 2. Pe 2. Și egal mai departe cu E, D. L plus L radical din 2 scoatem pe L în factor. 1 plus radical din 2. Asta este E, D. Ori F, A. Ori R radical din 2. Așa este, da? Totul pe 2. Și egal mai departe cu el pătrat, da. El pătrat, radical din 2, pe lângă 1 plus radical din 2. Supra 2. Așa asta este area. Pe de altă parte, area triunghiului EFD este egal cu baza FE. Fie. Ori D de prim, că ăsta nu e de exact. Exact. Ori? D de prim. D de prim. Pe 2. Și egal cu fie. 2 de ea, adică 2L. 2L. Ori D de prim. Pe 2. 2 cu 2 simplificăm. Și egal cu L. D de prim. Pe 2. Bun. Și aceeași are, e vorba de același triunghi, nu? Recalăm. Și zicem că L pătrat radical din 2 pe lângă 1 plus radical din 2 pe 2 pe 2, corect, este egal cu L ori or H să o notăm cu D de primul ăsta ca să vă fie mai ușor, nu? Da, H. L ori H pe 2. Și nu mai este supra 2. Nu mai este, care este așa. La L ori H. L ori L ori H. Dă-ți-mi așa D de prim, da. Da? Și de unde H? Deci H va fi egal cu? H. Cu cine ar să fie egal? Pentru unul le simplific. Da. Da. Și atunci H va fi egal cu L radical din 2. L radical din 2 pe lângă. L radical din 2 pe lângă 1 plus radical din 2. Pe 2. Pe 2. Dar la fel ca cealaltă? Da. L? Da. D. Păi da, dacă mulțim prin radical din 2. Da, de când mulțim, este așa. Hai să mulțim ceva de toată lumea. Egal mai departe cu L pe lângă radical din 2 plus radical din 2, radical plus 2. Mai avea cineva o problemă. Alo. Alo, da? Bună ziua. Păi sunt la lecții de matematică, sunt în direct la Prof Online. N-am ce să discut acum. Nici acum, n-am cum să-ți răspund acum, că sunt în lecție, sunt, da? După ora 10. Bine, bine, la revedere. Da, și deci asta înseamnă că sunt egale, domn profesor. Da, deci e limpede, sunt egale cele două. Suntem încântați că am reușit și problema asta. Suntem în mână, cum să zicem. Da, ne ies problemele. Adică sunt mai greuțe, dar acum facem mai ușoare. Ca să, da, știți, că ai dragul, ce îți duce?
Asta nu că făceam singur, dar aia. Unde, unde e grâna? Hai să vedem unde, unde a fost momentul. Deci, au făceam singur, bădu-f ăla. Nu știu dacă vedeam unghiuri. Unghiuri. A, păi, da, atenție, ca să fie paralel. Da. Trebuie secantă, ca o secantă și găsești o secantă și să fie acolo, să găsești o perechi de unghiuri. Antenitele, antenitele, corespondente. Și să fie congruente. Nu, și dacă de mai trebuie sunt congruente. De la bot, e congruente. Dacă de mai trebuie obligă să fie paralel. Da, nu, stai. Și Mirune, mai are o problemă. E frică să notezi cu L-ul ăsta. Cu L, cu N, cu N, știți, e frică să notezi ca să plece. Are, păi, nu știu, și la tablă, o vreau să notezi așa. Da? Doar da, pentru că erau ecuația o grămadă așa, așa, și ai spus să notezi. Nu, dar zic pe figură, stai puțin, asta la algebră, dar zic la geometrie. E frică să punem un L, pentru că complica nu este. Păi lucrăm în literal, adică cu litere, nu... O valoare cunoscută. Nu dai un număr, 2, 3, 7 acolo, că poți să mergi cu... Sau dacă lași AB, după aceea aia e AB radical, nu merge, vezi? Greu acolo. Cu L. Ai văzut că și notezi foarte ușor laturile acelea, cateta 1, cateta 2, cu AB mic, da. A mic, B mic, C mic, mai comod. Și vezi, vedea că e foarte mult. Păi nu vă mai jucați aici. Păi să-și filmează treaba voastră. Da? Tudore, dacă mergea serios, eu știi cum se poate. Și știi care e supărarea mea? Nu știu care. Care? Când dar știi cât de ușor? Problema 1 de la testul 5, domn profesor. O oră și un minut. Nu e nimic. Lasă-o că se lucrează ea singură, șur pe ea. Deci problema care? 1 de la testul 5. Problema 1, testul 5. Pe 1. Ela, ai lângă tine acolo? Nu, dar e foarte serios, Tudor, lângă mine. Da? Da, ca să știți. Bine. Ipoteză. Într-un unghiul ABC. Da. Într-un unghiul ABC, domnul profesor, măsura unghiului A 75. Deci oarecare. Trunghi oarecare. Da. Și măsura lui? A. A? 75. 75 de grade. Măsura lui B, 45. Măsura lui B? 45 de grade. 12. Ceea ce 12. Ceea ce? 12. Centimetri. Să calculăm, în concluzie, lungimea laturii AB. A, B, egal cu cine? Deci avem un mânghi. Dar știi și pe cealaltă, nu? Da. A, B și pe ce? Facem o figură. Facem și orice figură. Măsura de ce? Va fi egală cu pe bine are. Nu facem mai tăi o figură. Să o facem iară. Era Miruna. Da. 60 de grade. Aude. 60. 60, da? 60 de grade să facem acolo. Deci, să zicem, aici A, B, C, C-ul, la 60 de grade duc piesa de 60 de grade, A-ul de 75, B-ul de 45. Abel mi vine foarte ușor să dau un două, da? Și iată să întâlnesc cele două, în punctul A, am făcut și figura A, B, C. M-am apropiat cât am putut de mult de realitate. Deci ăsta este B-ul de 45 de grade și C-ul de 75. Audi. Da, Audi 75 de grade. Da. Mai știu și la C-ul toată. Da. 12. A, C, 12. Să găsim A, B. Vă ducem înălțimea din A? Era... Ducem repede înălțimea din A. O să vedem că unghiul D, A, C, A, 30 grade și atunci A, D, C, 6. Deci dacă am dus A, 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 D, îi zici tu, da, nu? Da. Și asta este de câte grade? Obligată de 30 de grade. Atunci aduc A și o să fie 6. D-A? D-A? D-C. D-C, așa. D-C este de 6 centimetri. În triunghiul A-D-C, teorema lui Pitagora, și la primul pe A-D, pentru că triunghiul A-D-B este isoscel.
ADB-i social? Da. Nu cred. Ba da. Pentru că are 90, 45. 90, 45. Așa, și o să avem ca ADI congruent cu BD. Și o să-l aflăm imediat. Pe DB nu știu. Miruna, pe DB nu știm, nu? Da, ea la de ADI. ADI congruent cu DB. A, decât de B. Așa avem pe Pitagora, da? La Pitagora, da. Bine. Și avem pe AB, pe Pitagora, și gata. Și noi trebuie să-l aflăm pe AB în final, nu? Da, da, pe Pitagora. E banal. Gata, am făcut. Da? Deci, deci facem alta. Și să zicem, facem alta pentru toată lumea. Deci, ideea ducerii acestei perpendiculare înseamnă problema lămurită. Corect. Pentru că, în dată, din 60 de grade, 90-30, 30 de grade, unghiul latura opusei jumătate din impotenuză de 6, 12-6 prin Pitagora ai aflat-o pe AD, o știi pe AD, o știi și pe DB, că trebuie să așa, da? Și pe mai aflat-o pe AB. Totul termină. Problema 2 de la testul 5. Da. Statul 2. Să aflăm aria unui trapez isoscel de baze 6 și 8. Deci să aflăm aria unui trapez isoscel de baze, adică AB. AB. E 8 și CD. 6. Și CD. 6. 6. Așa, și care are un unghi de 60 de grade. El e isoscel, da? Da. Deci mai am măsura unghiului A sau B. A egal cu B și egal cu 60 de grade. Deci măsura lui A egal cu măsura lui B și egal cu 60 de grade. Să aflăm aria. Aria trapezului. Aria lui A, B, C, D egal cu C. Unde A, B, C, D? Trapez. Trapez isoscel. Isoscel. Facem o figură. Nu e la fără figură, nu poate. Suntem figurați. Da. Să facem o figură. Am văzut, nu, figura corect făcută, probleme pe jumătate rezolvată. Mm-hmm. Avem și experiența de asemenea. Dar a trecut, a fost foarte important. Altfel nu merge acolo. Și să desenăm un trapez. Isoscel cu A, B, C, D, 60 de grade, A, B, 8, C, D, 6, 8, 6.